Salutare și bine ați venit la un nou video, video super mega așteptat de voi cu siguranță și zi super mega așteptată de mine, pentru că este ziua în care mergem să le luăm pe fete de la spital. Ela și Eliza vin acasă, abia aștept să le văd, o să fie pentru prima oară când o să o văd pe Eliza față în față și pentru voi o să fie pentru prima oară când o vedeți pe Eliza pe video. Este o zi super specială, poate la fel de specială ca ziua când s-a născut, abia aștept să le văd. Eva o să rămână aici acasă puțin cu mama pentru că o să dureze puțin acolo toată procedura și nu vrem să o luăm și pe Eva să se plictisească prin mașină, dar ne așteaptă și ea acasă să ajungem toți trei și o să ne reunim și o să fim patru, familie completă. Bine, nu se știe niciodată, poate vom fi mai mulți pe viitor, dar momentan suntem patru și suntem super mega fericiți că o să ne reunim astăzi, în sfârșit, după 3 zile de la data în care s-a născut Eliza. Cu siguranță o să fie din nou un video cu lacrimi, cu siguranță o să fie un nou video în care o să mă vedeți pe mine așa emotiv cum sunt eu în viața reală, dar haideți să nu mai ne lungim cu vorba și să mergem să luăm fetele, abia aștept să le văd. Gata, bancheta din spate este plină, am adus și scoica pentru Eliza, în partea cealaltă avem scaunul Evei, am luat și păturica, restul hăinuțe mai groase și tot ce trebuie pentru scos din spital a luat Ela deja la ea. Să mergem să luăm fetele! Woo! Gata, am ajuns în fața spitalului, deci tot drumul am avut aici, aici am avut inima. Din păcate nu o să pot să vă iau cu mine înăuntru, dar mă duc să le iau pe fete și ne vedem. Ia uite pe cine am eu în spate aici. Bună, fetelor! Un scurt update. Scurt update, gata. Uite acolo cine este, gata. Mică și frumoasă. Mersucă mică și dornică de papa. Am ținut-o puțin în brațe, m-a întopit, nu mai pot. Ne vedem acasă pentru că ne grăbim să ajungem repejor și la Eva. Și o să vedeți acolo, mare întâlnire, mare. Încă nu s-a plâns, promit că încă nu s-a plâns, dar o să se plângă. Vine aici lângă tati. Oh, ce grea este! Ești pregătită să o vezi pe mami și pe Eliza? Da! Da? Uite, acum o să urce pe scări. Și le iubim mult, da? Și le pupăm. Da! Ah, da. Moment istoric la noi în familie. Hai, și vă mulțumim că sunteți aici alături de noi. Pentru acest moment am urcat eu repede sus să o pregătesc pe Eva pentru marea întâlnire. Ce faci, puiu? Bună! Uite, cine a venit? Suriana ta! Are ceva la ochi? Au! Au, stai că nu pot să râd. Are, așa are ea ochișorul, o să-i treacă. Și o să treacă, o să se ducă. Pe un pupic pe frunte. Ea a fost la mami foarte doar de tine, să știi. Oh, doamne, deci nu vine să cred cât e de micuță. Mai moțica mică care se ascunde un pic aici cu mânuțele, nu vrea să se arate. E rușinoasă la cameră, ia uite. Dă-mă puțin mânuțele, uite. Uite ce de perișoare. Doamne, deci am uitat. La fel de mică era și Eva? Chiar puțin mai mică era Eva. Da, Eva, tu erai mai mică, mami. Eva a pierdut un pic mai mult în greutate, da, până la ieșire din spital. Doamne, ce mică e la tine, brațe! Bebelușul micu! Avem un bebeluș! Era eu una fină! E mult mai drăguț, în realitate! Da, așa mi se pare și mie! Are și cerceluș! Are și cerceluș! Are și păr! Da, vezi și de păr are... Cât avea Eva la un an, păr. S-a gândit că e frig afară și... Da. Hai să nu mai pun fecință. Avem aproape aceeași freză. Exact, da. Știi ce mult semănați acum? Zici că e un băiețel. Da. Ce cuminte. A păpat în mașină pe drum spre casă. Hai să-ți arăt camera ta, vii? Hai. Mergem acum la ea în cameră. Avem aici ceva de făcut. Așa. Acum că toată lumea a văzut-o și toată lumea știe cum o cheamă.
Știu, știu ce faci. Da. E timpul să vedeți șapțipildul cu numele. Scuzați, mucușorii mei. Ia uite, se și potrivește e cu iepuraș, pe ea, pe body. Vrei să stai un pic la tine în pat? Ia să vedem. Hai să stai un pic la tine, hai te lofă în patul ăsta. Hai tita mai pătuțul. A ajuns Eliza acasă, mă copimă. Așa, ia uite ce ciufărită. Mă copimă, a ajuns. Ce ciufărită e, să vă dați seama cât e de mică, uite cât e în patul ăsta, da? Mă topesc, mă topesc. Vrei să vii să o vezi și tu pe Eliza la ea în pătuț? Da. Haide, hai să o vezi. Ia să vezi cât de mică e puiul. Ia uite cât de mică e. Vezi cât de mică e? Și ai și tu, Eliza, aici am văzut. Da. Vreau să-i dau o jucărică. Ce frumos, ce frumos. O să ducem pe Eva un pic la părinții elei câteva zile. Oricum o să mai trecem pe la ei și de Crăciun și de Revelion și o să ne vedem cu ea. O să fie un pic de acomodare, așa vreo 2-3 săptămâni, maxim o lună, până când ne reintrăm în programul care trebuie. Foarte frumos, foarte emoționant. E mult, mult mai frumos în realitate, să știți. Și în poze și în videouri arată ca o păpușică, dar în realitate este un adevărat îngeraș. Ne ocupăm acum aici un pic și revenim. Vă super mulțumesc încă o dată că sunteți alături de noi. Din nou, ia plânsul și vă iubesc mult de tot pe toți. Și toate mesajele primite de la voi au fost extraordinare. Ne vedem un pic mai târziu. Vă da cerașului, ia să te atate un pic pe sus. Să te atate un pic pe sus. Prima trezire, primul schimbat de Pampers. O să fie nevoie să fim amândoi aici. Stai. La primul schimbat, da, da, pune mai întâi aia. Durează până ne intrăm un pic în reflexe. Da. Dar e părul tău de păpădie frumoasă. Da, exact. Și ochișorii care ți-i văd și eu acum deschiși, că până acum ai dormit. Da. Primul schimbat de Pampers. Din păcate voi nu o să puteți să-l vedeți, că ne dă YouTube-ul video ăsta jos de pe YouTube. Aha. Și nu vrem să pierdem așa frumusețe de video. Ia uite ce fățucare. Dar nu cred că a făcut, păi da, doar dacă a făcut mare lucru. Dacă nu, nu. A, bă, are, are. Are, acolo avem surpriză, bonus. Mama, n-am mai schimbat un Pampers? Da, nici eu, că ți-am zis, în maternitate au schimbat. Doamne, ce picioare. Doamne, ce picioare mici. Le dădeam așa într-o parte, da, da, da. A, oleu, avem și buricul ne... Mamă, da. Mamă, ce e aici? Dă șervețel repede. Nu vrei să știți ce e aici? Dana, am uitat cum e să treci prin toată nebunia asta. Da, da, puiuțu, stai că n-avem ce să facem. Trebuie să te curățăm bine, bine de tot, că ai făcut un mare căcuț aici la tine. Ia uite. E greu, dar ne descurcăm. Ne descurcăm, a venit și Eva. Uite, bravo, păi așa. Așa, voi, așa. A venit Eva să-i dea jucărica, să nu se mai supere. Să-i dea o jucărică, să nu se supere. Momentan nu știe ea ce e aia cu jucărică. Stai, puiuțu, că ai și buricul ăsta și mi-e frică de el să nu-l dau peste el. Sperăm că n-am uitat nimic și ne-am descurcat. Acum gata, puteți și voi să o vezi. Ce-i aduci mai aici? Asta nu-i pentru bebeluș. Ei! Nu e pentru bebeluș. Ceva să mi-l lad. Nu e colet. Vrea să mănânce. Vrea tati, să mănânce, tati, dar o să-i dea mami să mănânce. Nu mănâncă jucării. Vrea mâncărică, vrea lăptic. De ce mamă de sunetul ăla? Care-i de sunet? La... De plâns? Uite de că la... s-a liniștit Eliza. Când te-a auzit da, aici, vezi? Da? Place. Dacă vorbești cu ea aici, o să fie cu minte. A văzut-o pe mami. Și copilul este gata, curat, schimbat. Tocmai bun de pus la țâțică să mănânce. Gata, puiuțu. Nu ești obișnuită cu mine, știu, că doar ce mă vezi. M-ai mai auzit, în schimb. Din burtică de acolo m-ai auzit. Eu eram. Eva, când a venit acasă, era deja obișnuită cu mine. 3 zile în spital, în care am fost și eu acolo. Dar și Eliza, cu siguranță, îmi recunoaște vocea.
Că uite că s-a liniștit un pic. Doar că, în continuare, sănătate. Nu mai are răbdare. Norocele. Predau copilul lui mami, se dea să mănânce, mă duc să o duc pe Eva la bunici și ne vedem. Și eu cu Eva am plecat spre bunici, a fost foarte dulce și foarte drăguță cu surioara ei. Cât timp i-a dat Ela să mănânce, Eva a stat lipită de ele acolo. Se vede că i-a fost dor de Ela, se vede că abia aștepta să vină Eliza acasă. S-a comportat foarte, foarte bine pentru un prim contact așa cu surioara ei. Cum vă ziceam, o să o ducem la bunici, o să stea în perioada asta cu Crăciunul și Revelionul acolo la ei. O să fie foarte bine pentru că o să vină și Fabi cu Ruxi și cu Sara. Deci o să aibă cu cine să se joace și cu cine să se distreze. Sperăm să nu ne ducă lipsa foarte mult, dar ne trebuie o mică perioadă de acomodare așa cu Eliza și o să ne fie mai ușurel nefiind și Eva cu noi acasă. Sperăm că o să decurgă totul bine, o să vă spun asta în zilele ce urmează. Până atunci vă super mulțumesc din nou că sunteți aici alături de noi și împărțiți cu noi această bucurie. Oricum o să ne vedem imediat în zilele ce urmează și cu Eva, pentru că o să mai trecem pe la bunici pentru Moș Crăciun și cadouri și pentru a sărbători împreună. Până atunci însă v-am pupat, vă iubim și ne vedem în următorul video. Mă întorc acasă la fete imediat, o strească să fac și niște cumpărături de ultim moment așa pentru bebeluș și pentru Ela. Revenim foarte curând.